Manifestările din 24 ianuarie, când se sărbătorește unirea principatelor române, vor avea o rezonanță aparte la Lugoj și în întreaga țară. Anul acesta se împlinesc 160 de ani de la unirea cea mică. La Lugoj, peste 100 de dansatori de la ansamblurile Lugojana, de seniori, juniori și copii, vor încinge Hora Unirii pe platoul din fața primăriei. Manifestarea are loc în 24 ianuarie de la ora 11, fiind invitat să se prindă în horă lugojenii și elevii școlilor din oraș, chiar dacă au liber. Este al cincilea an în care unirea principatelor române este sărbată în Piața Victoriei printr-o horă în aer liber.